Înainte aș mai avea o întrebare, dacă se poate, legată de examen sau de test, mai bine zis. Te rog. Dacă, de exemplu, avem o funcție cu 4 variabile și noi o reprezentăm printr-un multiplexor cu 2 variabile de selecție. Da. Și noi pe ramurile de intrare trebuie să scriem acolo, nu știu ce obținem, X plus A sau mai știu ce. Putem să scriem direct asta sau trebuie să scriem prin porți logice la intrarea în multiplexor? Din punctul meu de vedere, puteți să scrieți X plus A. Dar ca să fiți mai siguri, nu eu o să vă corectez lucrurile, ci vi le corectează asistenții. Întrebați lucrarea, întrebați lucrul ăsta înainte să începeți lucrarea. Deci dacă asistentul, adică laborantul nouă ne-a zis să facem cu porți, ar fi indicat să facem cu porți. Da, da. Okay. Nu e mare lucru, că nu o să fie, porțile o să fie simple, nu o să fie prea mare complicare acolo. Dar dacă ei vă spun, domne, scrieți cu porți, scrieți cu porți. Dacă vă spun să scrieți în formă algebrică, atunci scrieți în formă algebrică. Și dacă ne spun să scriem cu porți, putem folosi orice porți. Adică nu suntem limitați la NaN sau o chestie de genul, la exercițiul acela. Tot așa, discutați. În mod normal, acolo nu este, nu cer un anumit tip de porți. Dacă se cere un anumit tip de porți, atunci folosiți tipul respectiv de porți. Dacă nu se cere, folosiți orice. Alte întrebări? Ați spus că ne atașați un document sau ceva, un fel de tutorial pentru test? Da. Este gata tutorialul. O să vi-l uploadez probabil după curs. Și tot atunci o să fac și formular de upload pentru subiectele de la lucrare. Ok. Deci documentul respectiv există, îl am, dar n-am apucat să-l uploadez. L-au verificat asistenții că este ok, deci e tot în regulă. Doar că n-am apucat să vi-l uploadez. Ce conține tutorialul? Pașii pe care să-i faceți ca să puteți să încărcați pozele pe care le faceți la foile de la lucrare. Am înțeles. Alte întrebări? Alte întrebări mai sunt sau începem? Ia uitați-vă pe Moodle. Deja v-am pus tutorialul de la lucrare. A apărut. Super. Deci toate informațiile sunt acolo. Nu am timp acum. După curs sau în pauză, dacă facem pauză, o să fac și formularele pentru upload, ca să puneți acolo lucrarea. Ok? E posibil să scot tutorialul de unde l-am pus acum și să-l pun în textul lucrării. Sau să-l las și colo și colo ca să-l vedeți. Nu m-am hotărât, o să vedem. Bun. Alte întrebări sau începem cursul? Circuite secvențiale. Deci, practic, astăzi vom trece la o clasă nouă de circuite, care se bazează pe circuitele combinaționale, dar care sunt mai avansate. V-am spus de la bun început că există două categorii mari de circuite. Combinaționale, în care intră porți, multiplexoare, decodificatoare, ce am făcut până acum, și la care modificarea intrărilor se reflectă instantaneu la ieșire,
Deci, cu alte cuvinte, odată ce se modifică intrările, se va modifica și ieșirea. Și mai sunt circuite secvențiale, care sunt circuite a căror ieșire depinde și de momentul de timp, altfel numit și istoria circuitului, nu numai de intrările de la momentul respectiv de timp. La circuitele combinaționale, dacă nu modificam intrările, automat nu se modifica nici ieșirea, pentru că nu aveam cum. La circuitele secvențiale este posibil, chiar dacă nu se modifică intrările, să se modifice valoarea ieșirii F de la momentul T la momentul T plus 1, pentru că aparatul respectiv, de-a lungul timpului, trece dintr-o stare în alta și atunci s-ar putea ca ieșirile de la un anumit moment dat să fie diferite de ieșirile de la celălalt moment de timp, chiar dacă avem parte de aceleași semnale de intrare. Așa cum v-am zis atunci, reprezentarea standard a circuitelor este diferită pentru circuitele combinaționale, respectiv secvențiale, în sensul că la cele secvențiale mai apare acest T care este extrem de important și care ne spune să ținem cont și de faptul că la circuitele secvențiale avem această dependență de timp. Dependență care se manifestă prin starea în care se află circuitul respectiv. În ce pas se află din funcționalitatea gândită pentru aparatul respectiv. Aceste circuite secvențiale se mai numesc și circuite de comandă și control și sunt o mulțime de astfel de circuite pe care le aveți inclusiv în casă. O să discutăm despre o parte din ele mai târziu. Ca niște exemple simple ar fi semaforul, care primește o comandă din X în X secunde să schimbe culoarea. Atenție, nu primește semnal de genul schimbă în culoarea roșu, schimbă în culoarea verde, schimbă în culoarea galben. Nu. El primește o singură informație, schimbă. Și în funcție de culoarea care exista anterior la semafor, se schimbă și se transformă în culoarea corespunzătoare. Da? Deci din cauza asta, el ține minte ce culoare a fost la momentul curent. Și atunci când primește semnalul ăsta de a schimba culoarea, se duce mai departe în noua culoare a semaforului. Un alt exemplu cu mai mulți pași este automatul de cafea, pe care sper că îl cunoaștem toți, care practic derulează o secvență predefinită de acțiuni în funcție de comanda primită. Noi spunem aparatului ce să facă și el își desfășoară activitățile necesare pentru a genera necesarul dorit. Practic fiecare pas în parte. Un circuit, practic, ați văzut că la circuitele combinaționale, mai întâi am făcut analiză ca să vedem cum sunt construite, după care am făcut sinteză, am început să construim niște circuite proprii. La fel o să facem și aici, la circuitele secvențiale. Mai întâi facem analiză ca să înțelegem cum sunt construite circuitele, după care vom trece la partea de sinteză a circuitelor, în care vom construi propriile circuite secvențiale. Un circuit secvențial este caracterizat printr-o anumită stare, stare exprimată printr-o combinație unică a unui set de valori ale variabilelor de stare, variabile de care depinde starea respectivă. Și până acum, din cauza că eram la facultate, le dădeam un exemplu cu estimarea temperaturii din sala de curs în funcție de geamurile și ușile care erau închise sau deschise în sala respectivă. Având în vedere că sunteți acasă, putem să considerăm același lucru în funcție de practic temperatura din camera în care sunteți în momentul de față, în funcție de uși și ferestre închise sau deschise pe care le aveți. Evident, sunt și alți factori care influențează temperatura acolo, încălzirea, câte persoane sunt în cameră, cât de mare e camera și așa mai departe. Deci sunt tot fel de alți factori care pot să fie luați în considerare, dar pentru simplitate am zis, când eram toți în aceeași sală, nu mai conta că erau aceleași condiții.
Dar acum, pentru simplitate, o să considerăm doar numărul, doar ușile și ferestrele pe care le avem la camera în care ne aflăm. Acum, pot să am mai multe situații. Să zicem că avem niște uși, niște ferestre și probabil că la momentul de față toate sunt închise că e destul de frig afară. Când ați intrat în cameră, cel puțin o ușă era deschisă, că altfel n-aveați cum să intrați. Dacă vreți să aerisiți camera, deschideți, să zicem, unul sau mai multe geamuri. Practic, aceste uși și ferestre reprezintă variabilele de stare. Ele pot fi închise sau deschise și împreună îmi caracterizează starea sălii sau a camerei în care vă aflați în momentul de față. Pot să am diverse combinații, mai ales dacă am mai multe uși și mai multe ferestre, ale variabilelor de stare, pentru că având X uși și Y ferestre, înseamnă că în total eu am X plus Y variabile. Fiecare dintre aceste variabile putând fi închisă sau deschisă, și atunci câte combinații diferite aș putea avea? Cu alte cuvinte, câte stări ar putea avea circuitul meu, care depinde de X și Y ferestre? 2 la X plus Y. Și atunci, aceste 2 la X plus Y ar putea să-mi influențeze temperatura din camera respectivă sau, cu alte cuvinte, ieșirea circuitului, ceea ce mă interesează pe mine să estimez, da? Deci temperatura asta. Ca să pot să lucrez mai simplu, trebuie să vedem diverse tipuri de reprezentări. Și atunci, una dintre reprezentări este prin diagrame de genul ăsta, unde stările sunt reprezentate prin cercuri, iar tranzițiile prin săgeți. Trecerea dintr-o stare în alta se numește tranziție și, practic, considerăm că o stare are o durată bine definită, în timp ce tranziția asta de la o stare la alta este instantanee. Și am făcut aici un exemplu foarte simplu cu reprezentarea unei singure uși. Ușa, în funcție de cum este, poate să fie închisă sau deschisă, deci, practic, avem două stări posibile pentru ușa respectivă. Puteți să vă gândiți la un întrerupător, la absolut orice. Și atunci, când deschidem ușa, se trece din starea S1 în starea S2. Când închidem ușa, se trece din S2 înapoi în S1. Da? Și chestia asta se poate întâmpla de oricâte ori. Deci, practic, avem cele două stări. Starea S2 este cu ușa deschisă, starea S1 este cu ușa închisă. Și între ele se poate trece prin închiderea sau deschiderea acelei uși. Reprezentarea tipică a circuitelor secvențiale este în felul ăsta. Avem o serie de intrări ale circuitului, avem o serie de ieșiri, avem un circuit combinațional care, în funcție de intrările pe care le am la momentul respectiv de timp și de variabilele de stare care îmi spun în ce stare se află circuitul meu, îmi generează aceste ieșiri și îmi generează starea următoare în care ajunge aparatul meu. Da? Deci, practic, este o combinație între aceste intrări și variabilele de stare care îmi dau starea aparatului și îmi generează ieșirile și variabilele de stare de la momentul următor de timp. Aceste variabile de stare trec prin circuitul de memorie. Ele se memorează astfel încât la momentul următor de timp să pot să le scot de aici și să le folosesc din nou împreună cu intrările circuitului. Practic, ceea ce se vede în exterior este doar această zonă. Sunt expuse doar intrările și ieșirile circuitului. Da? Restul, ce e în interior, ține de programator. Da? Deci, practic, asta o să fie treaba noastră, să construim ce este în interiorul acestui aparat, astfel încât, pe baza intrărilor care se dau, să se obțină ieșirile corespunzătoare. Da, asta este forma simplificată. Acum, avem voie să punem același lucru și pe intrare și pe ieșire? Practic, alea sunt variabile de stare. Sunt aceleași variabile de stare și colo și colo?
Dacă ar fi mereu același, am obținut un circuit combinațional cu parcare. Exact. Deci dacă ar fi același, dacă ar avea aceeași valoare tot timpul, practic circuitul ăsta ar avea o singură stare, ceea ce ar însemna că este un circuit combinațional, n-ar mai fi secvențial. Și atunci, înseamnă că lipsește ceva. Ce lipsește? Înseamnă că nu sunt chiar aceleași variabile de stare, sau nu că nu sunt aceleași, că variabile sunt aceleași, dar au alte valori. Timpul. Și atunci lipsește timpul, practic. Deci am voie să folosești variabile astea de stare, dar trebuie să spun că unele sunt la un moment de timp, iar celelalte la alt moment de timp. Unele sunt variabile de stare de la momentul T, celelalte sunt la momentul T plus 1. Care sunt la momentul T, care sunt la T plus 1? T la intrări, T plus 1 la ieșiri. Exact. Deci, practic, la intrări combinăm intrările de la momentul T cu variabile de stare de la momentul T și generăm ieșirile de la momentul T. Și tot aici vom genera ieșirile de la momentul T plus 1. Deci, practic, ieșirile care devin intrări în pasul următor. Da? Variabilele astea de stare care sunt generate aici, la momentul următor de timp, sunt băgate pe aici și fac parte din următorul ciclu de evaluare. Există întrebări? La orice circuit secvențial avem o buclă închisă, cu alte cuvinte, o parte din ieșire se întoarce la intrare. Această buclă se mai numește și reacție, din cauza căruia circuitele secvențiale se mai numesc și circuite cu reacție. Practic, vedeți că bucata asta de aici este parte din ieșirea circuitului și ea, prin intermediul circuitului de memorare, se reîntoarce la intrare. Da? Deci, practic, asta este reacția pe care eu o am, prin intermediul acestei bucle. Și din cauza asta, circuitele secvențiale se numesc cu reacție. O observație. Vedeți că avem două lucruri distincte. Lucruri care se pot observa mai ales în momentul în care avem reprezentarea asta simplificată a aparatului. Noi, pe de-o parte, avem aceste ieșiri care se văd în afara aparatului și avem aceste variabile de stare care sunt interne aparatului. Da? De cele mai multe ori, variabilele de stare nu sunt accesibile din exterior. Ele nu se pot măsura, nu avem acces direct asupra lor, ci le calculăm indirect. Știm care sunt intrările, știm ce stare a fost aparatul, poți să calculezi în ce stare urmează să fie. Deci poți să le estimezi, să vezi cam care ar fi valoarea lor. Dar în cazul nostru, cu camera, cum sunt variabilele de stare? Avem acces la ele? Nu avem? Putem să le estimăm? Adică e nevoie să le estimăm sau putem să le vedem direct dacă sunt închise sau deschise? Putem să le vedem. Deci din punctul ăsta de vedere, în exemplu cu camera sau sala de curs, variabilele astea de stare pot să fie considerate și variabile de ieșire, pentru că la fiecare moment de timp noi putem să vedem care este starea fiecăreia dintre aceste variabile de stare. Aveți întrebări? Circuitele secvențiale se clasifică în funcție de mai multe criterii. Modul de realizare a tranzițiilor de la o stare la alta, modul de construcție al circuitului de memorare, natura semnalelor aplicate la intrare și natura semnalelor de ieșire generate de automatul secvențial. O să considerăm fiecare dintre clasificările astea sau criteriile astea de clasificare și o să vedem cum pot să fie clasificate automatele secvențiale în funcție de criteriile respective. Și prima dată o să o luăm pe cea mai simplă, modul de realizare a tranzițiilor. În funcție de modul de realizare a tranzițiilor, avem două tipuri de circuite, sincrone sau asincrone. La circuitele asincrone, tranzițiile au loc la momente arbitrare de timp, ori de câte ori la intrarea circuitului sunt îndeplinite condițiile de trecere dintr-o stare în alta. Deci, practic, în momentul în care se modifică semnalele de intrare, este posibil să se modifice și ieșirea.
La circuitele sincrone, tranzițiile au loc la momente de timp bine stabilite, și anume la niște intervale egale date de semnalul de sincronizare. Deci, practic, spre deosebire de circuitele asincrone, circuitele astea sincrone mai au încă un semnal, semnalul de sincronizare, care nu conține informație utilă. Nu pot să zic, nu știu, folosind semnalul de sincronizare să închidă ușa sau să deschidă ușa sau să facă cine știe ce. Acest semnal de sincronizare este util efectiv pentru a ști la ce momente de timp se citesc valorile semnalelor. M-a întrebat cineva dacă semnalul ăsta de sincronizare e de fapt clock-ul de la procesor. Da. Clock-ul ăla de la procesor permite sincronizarea între toate piesele din calculator. Și din cauza asta, acela este semnalul de sincronizare. Și din cauza asta, este făcut cu un, mai ales având în vedere că calculatoarele sau procesorul lucrează la niște frecvențe foarte mari, ceasul ăsta trebuie să fie foarte precis și din cauza asta se construiește cu niște circuite mai speciale. Acum, revenim. Să zicem că avem un semnal, un aparat care depinde de semnalele de intrare de la X0 până la XN. Și am reprezentat aici niște semnale oarecare. Dacă circuitul meu este circuit asincron, atunci înseamnă că eu n-am nevoie de acest semnal de sincronizare și înseamnă că tranzițiile aparatului se pot face la oricare dintre momentele în care se modifică una dintre variabilele de intrare. Adică aici XN trece din 0 în 1, poate să fie să genereze o tranziție a aparatului. Aici se modifică X0 din 0 în 1, poate să modifice o schimbare, o tranziție în aparat. Aici trece din 1 în 0, poate să genereze tranziție. Aici din 0 în 1 poate să genereze tranziție și așa mai departe. Fiecare din punctele astea de aici cu roșu poate să reprezintă o tranziție pentru aparatele asincrone. Da? În schimb, dacă circuitul este sincron, atunci tranzițiile se pot face doar la momente bine stabilite de timp. De exemplu, pe frontul crescător al ceasului sau pe frontul descrescător al ceasului. Eu aici am reprezentat această săgeată astfel încât să specific faptul că evaluarea se face pe frontul crescător al ceasului. De asta e săgeata asta în sus. Deci, practic, dacă avem un circuit sincron care lucrează pe frontul crescător al ceasului, atunci, indiferent de ce se întâmplă între două fronturi succesive, deci să zicem că aici avem un front succesiv, aici avem un alt front succesiv, da, ăsta este 1, ăsta este 2, 3, 4 și așa mai departe. Da? Și atunci, indiferent ce se întâmplă în perioada asta de aici, dacă se modifică intrele sau whatever, la ieșire nu se întâmplă nimic pe perioada întregului semnal de ceas. În momentul în care avem din nou un front crescător, atunci se evaluează din nou valorile intrărilor și se stabilește dacă automatul trebuie să facă vreo tranziție sau nu. Deci, practic, la aparatul ăsta, dacă lucrează pe front crescător, sunt doar aceste patru momente de timp în care stabilesc ce se întâmplă. Și dacă ne uităm pe la prima situație între semnalul 1 și 2, observăm această cădere a semnalului XN din 1 în 0, cădere care, dacă circuitul era asincron, putea să-mi genereze tranziții. Având în vedere că circuitul este asincron, practic nu o să întâmple nimic, pentru că dacă circuitul era asincron, îmi putea genera tranziții. Având în vedere că circuitul e sincron, el la momentul la primul moment de timp o să-mi evalueze și o să zic ok, X0 e în 1, XN e în 1. La al doilea moment de timp, X0 e în 1, XN e în 1. Deci practic nu s-a schimbat nici X0, nici XN și s-ar putea să rateze tranziția. Da? Pentru că practic circuitul sincron nu observă faptul că aici a avut loc această cădere, această trecere a lui XN prin 0. Este clar?
Există întrebări? Bun. Facem o definiție. Nu este absolut necesar în cursul DPL, dar o să reveniți la această definiție în anul 3 când faceți LFA și atunci n-ar strica să vă introduc eu noțiunea asta, urmând ca ulterior să o aprofundați la LFA. Se numește un automat finit, un vintuplu ordonat A, alcătuit din U, X, Y, F și G, unde U reprezintă mulțimea finită a semnalelor de intrare, X reprezintă mulțimea finită a stărilor, iar Y reprezintă mulțimea finită a semnalelor de ieșire. Atenție, toate sunt mulțimi finite. Da? Deci nu pot să am o infinitate de stări, o infinitate de semnale și așa mai departe. În plus, pe lângă aceste mulțimi, mai am două funcții, funcția F și funcția G, care sunt definite ambele pe mulțimea stărilor înmulțit cu mulțimea semnalelor de intrare. F are ca ieșire mulțimea stărilor, este funcția de tranziție, practic îmi spune că dacă sunt într-o anumită stare și primesc un anumit semnal de intrare, atunci voi trece într-o altă stare. Iar G este definit pe X-ul cu valori în semnalele de ieșire, mulțimea Y, și este funcția de ieșire și îmi spune care este ieșirea pe care o voi obține în fiecare stare în parte dacă se primește la intrare semnalul U. Și atunci hai să vedem, în cazul nostru, care este X. Da? Deci ne uităm, X-ul reprezenta mulțimea stărilor, da? Care este X pe desenul ăsta? T și T1. Variabile de stare, T și T1. Care este semnalul U? E intrare. Și semnalul Y? Ieșire. Da, deci practic astea sunt. Aici avem intrările, deci semnalul U, aici avem ieșirile, iar astea sunt X-urile. Circuitele secvențiale au o funcționare deterministă, ceea ce înseamnă că tranziția de la o stare la alta este perfect determinată, adică dându-se o anumită stare și o anumită configurație de intrare, deci pentru valorile astea de, ale variabilelor de intrare, atunci se trece într-o stare bine definită. Cu alte cuvinte, nu avem probabilități. Adică nu zicem, bun, gen Windows. Dacă deschid calculatorul și aștept 10 secunde, atunci am o probabilitate de 80% să fi deschis calculator. Avem și o probabilitate de 20% să apară ecran albastru sau mai știu și eu ce. La asta nu avem așa ceva, nu se poate. Dacă suntem într-o anumită stare și primim un anumit de semnal de intrare, trecem neapărat într-o altă stare care se cunoaște, da? Cu probabilitate 100%, adică nu am probabilități să zic că s-ar putea să trec în starea asta, dar e mai probabil să trec în starea asta și așa mai departe. Nu, se știe exact. Sunt într-o stare, primesc un anumit semnal de intrare, mă duc într-o altă stare, la revedere. Cu alte cuvinte, tranziția asta se face pe baza unui algoritm, iar din acest motiv, mașinile care se bazează pe astfel de algoritm se numesc ASM-uri, Algorithmic State Machine. Există întrebări? Bun. Dacă nu sunt întrebări, trecem mai departe. Codificările stărilor. Cum putem descrie starea unui circuit? Da? Deci să zicem că ne referim la camera voastră. Cum putem să spunem în ce stare este camera respectivă? Și ca să simplificăm problema, să zicem că avem doar o ușă și un singur geam. Da? Ca să fie simplu. O ușă, un geam,
Deci înseamnă că avem două variabile de stare și ușa și geamul pot să fie închise sau deschise, ceea ce înseamnă că îmi creează patru combinații posibile. Da? Ușă deschis, geam deschis, ușă deschis, geam închis și așa mai departe. Și putem să zicem că fiecare din stările astea putem să le dăm niște nume, să zicem. Să ne gândim ce ar putea să însemne. Uite, dacă sunt amândouă deschise, ar fi aerisirea dinaintea cursurilor, pregătirea cursurilor. Dacă ușa e deschisă și geamul este închis, înseamnă că este situația în care intrăm în cameră, da? Practic e pauza în care intrăm sau ieșim de la cursul respectiv. Ușa închisă, geam deschis, practic ar putea să fie cursul. Da? Încercăm să înțelegem informația. Iar dacă ambele sunt închise, înseamnă că nu suntem acasă. S-a terminat cursul, suntem în vacanță. Bine, asta în situația în care eram în sala de curs. La voi, dacă sunteți acasă și înseamnă și aveți și ușile închise și geamurile închise, poate sunteți la piață sau mai știu și eu, la băută cu colegii. Practic, starea asta a circuitului reprezintă ceva global care se aplică dispozitivului și depinde de valorile variabilelor de stare. Valori care pot să fie, adică sunt din logica booleană. Uite, cum avem noi ușă deschisă sau închis, putem să considerăm că deschis egal cu 0 și închis egal cu 1, da? Și atunci valorile astea sunt toate din logica booleană, da? 0, 0, 0, 1 și așa mai departe. Ce este ăsta? Chestia asta aici. Ce este? Cu ce seamănă? Cu tabel de adevăr? 0. Este un tabel de adevăr, practic, da? Iar astea ce sunt? Ușa și geamul. Variabilele. Care variabile? Erau x, y, z-ul la... Exact. Astea sunt variabilele de care depinde circuitul. Deci, practic, sunt variabile de care îmi depinde starea circuitului la un moment dat și din cauza asta se numesc variabile de stare. Starea asta se poate descrie prin simboluri sau mnemonice, da, cum i-am spus noi, pregătire, cursuri, pauză, curs, whatever. Dar problema e că pentru a lucra cu ele trebuie să ajungem la dependența stărilor de ansamblu variabilor de stare. Și am văzut că dacă avem două variabile de stare, cu cele două variabile de stare se pot crea patru combinații de valori, da? Cum se vede și aici. Și atunci înseamnă că numărul maxim de stări pe care îl putem reprezenta cu n variabile de stare are valoarea 2 la numărul de variabile de stare. Deci ăsta este numărul maxim. Dar un circuit nu e nevoie să aibă numărul maxim de stări. Da? Poate să aibă și mai puține. Și atunci se pune problema, care ar fi numărul minim de stări pe care trebuie să-l aibă? Egal cu numărul de variabile de stare. Deci numărul minim ar fi egal cu număr variabil de stare? Asta da. Zici tu? Colegi, ce părere aveți? Egal cu 2, că dacă am avea doar o stare, nu ne-ar mai trebui secvențional circuitul. Deci asta e o opțiune, altă opțiune este 2. Alte păreri? Ia spuneți-mi, aș avea nevoie de 10 variabile de stare ca să reprezint un aparat care are doar două stări? Am nevoie de o singură variabilă. Deci aș avea nevoie de o singură variabilă. Și atunci, ca să am n variabile de stare, care este numărul minim de stări? N. Păi tu mai zici că dacă am două n pe 2. Aș avea nevoie de unul singur. Deci o altă opțiune. Facem logaritm în bază 2 de... Asta nu,
Mai încercăm. N pe 2. Nu-i corect? Logaritm în baza 2 din N. Log din N. Nu-i corect? În baza 2. 4? În 2, da. În ce... 2N. Dar de ce nu 2N? De ce nu 2N? 2N radical ce? Din N? Nu. Mai încercăm. Radical din N? Nu? Mai sunt sinus și cosinus, da. Dar 2N merge? 4? Sinus, cosinus, nu, nu. Dar 2N? IN, nu știu. 2N, nu. Gândiți-vă un pic. Deci, dacă... Poți să-mi apreciați întrebarea? În tangente. Sigur. Putem orice funcții trigonometrice, dar nu-i corect niciuna. Deci, întrebarea este următoarea. Eu aici am observat că dacă am un număr de variabile de stare, N, cu acest număr de variabile de stare, se pot crea maxim 2 la puterea N stări. Da? Deci dacă am N variabile de stare, înseamnă că numărul stărilor este mai mic sau egal cu 2 la N. Și mă interesează să zic, este mai mare decât ce? 1. Nu. Uite, îl pun și pe 1 aici. Mai mare decât 0? Îl pun și pe 1 aici. Nu. 0, nu. Trebuie 2, clar 3, să fie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tot 2 la N? 2. Deci, hai să o luăm așa. 2, trebuie 2, să 2, fie 2, strict mai mare ca 2, pentru că altfel nu e nu este 2 la N, nu e secvențial dacă e mai mic ca 2, da? Deci trebuie să fie clar mai mare ca 2, nu se pune problema, dar 2 nu este o limită bună. Colegul vostru a zis 2 la N minus 1. N minus 1 așa, da? Da. Sau 2 la N minus 1? Da, 2 la puterea N minus 1. Ne spui de ce acest 2 la N minus 1? Pentru că noi având N variabile de selecție, dacă... stai să vă formulez. N variabile de stare, așa. De stare. Dacă era 2 la N minus 1, asta puteam să scriem cu N minus 1 variabile de stare. Exact. Și atunci... Deci, practic, dacă eu aș avea 2 la N minus 1 stări, pe câte variabile de stare s-ar scrie? Pe N minus 1. Păi da, dar eu vreau să am N. Deci ăsta e aproximativ, dar nu e exact. Deci dacă am 2 la N minus 1 stări, atunci aparatul... 2 la N minus 1 simplu sau cum era? Dar stați un pic. E deci dacă am... N minus 1 plus 1. Exact. Ăsta e numărul corect. Wow. Acum trebuie explicație. Acum trebuie explicație. Bun. Deci ideea e în felul următor. Dacă eu aș avea 2 la N minus 1 stări, înseamnă că... N-aș avea variabile. N-aș avea nevoie decât de N minus 1 variabile de stare. Pentru că cu N minus 1 variabile de stare, eu aș putea să reprezint toate stările, da? N-aș mai avea nevoie de cea de-a n-a variabilă de stare. Pentru că cu 2 la n minus 1, cu n minus 1 variabilă de stare se creează 2 la n minus 1 combinații, deci toate cele 2 la n minus 1 stări pot să aibă câte o combinație. Fiecare dintre combinațiile respective ar putea să corespundă unei stări. Ca să fiu obligat să folosesc toate cele n variabile de stare, înseamnă că nu îmi sunt suficiente 2 la n minus 1 și atunci înseamnă că mai am nevoie de încă o stare în plus față de cele 2 la n minus 1. Astfel încât să fiu obligat să intru și pe cea de n-a variabilă de stare. E clar? Make sense? Da, e clar. Bun. Ok. Un circuit va avea maxim atâtea stări cât se pot forma prin combinațiile valorilor variabilelor de stare, iar codificarea stărilor reprezintă niște numere binare date acelor stări. Iar codificarea asta, practic aici, asta este codificarea, este practic identificarea sau echivalarea acestor deschis și închis cu valorile 0 respectiv 1. De exemplu, starea de sus, cât o să fie? Păi dacă deschis e 0 și închis e 1, starea asta corespunde lui 0, 0,
0-1, 1-0 și 1-1. Da? Și dacă ne ducem pe tabelul de pe pagina cealaltă, este fix această codificare pe care am scris-o pe slide-ul anterior. Facem pauză? Da. Bun. Atunci luăm o pauză și după aia continuăm cu codificarea asta a stărilor.
Continuăm. Da. Bun. Cum spuneam, în funcționarea unui circuit nu este întotdeauna nevoie de toate stările și avem un exemplu aici cu un circuit cu 3 stări. Și hai să vedem ce am desenat în circuitul ăsta. Deci, practic, cercurile sunt stările. Săgețile reprezintă tranzițiile. Iar pe săgețile astea am mai pus niște informații. Ăsta reprezintă semnalul de intrare care îmi stabilește tranziția din S0 în S1. Iar ăsta reprezintă semnalul de ieșire care se generează în timpul tranziției între S0 și S1. Reprezentarea asta, cum arată acum, este o reprezentare a unui circuit de tip mili pe care o să vi-l prezent peste vreo 10 minute. Da, deci, practic, am desenat stările, tranzițiile, condițiile pe baza cărora se fac tranzițiile și ieșirile circuitului. Câte variabile de stare are automatul? Trei e număr de stări. Da? Patru. Nu. Două. Opt. Două. A, nu, două, da. Deci, practic, dacă știm numărul de stări, putem să calculăm numărul variabililor de stare folosind această formulă. Da? 2 la x minus 1, mai mic decât 3, mai mic sau egal cu 2 la x. În felul ăsta găsim valoarea lui x. Ok? Bun. Le vom nota x1 și x2 și considerând x1 și x2 rezultă 4 combinații. Astfel, avem 4 combinații pentru 3 stări. Există mai multe posibilități de codificare. De exemplu, pot să-l codific pe ăsta 0,0, după care 0,1, 1,0 sau pot să fac 0,0, 1,0, 0,1 sau pot să fac 0,0, 1,1, 0,1 sau tot fel de combinații, da? Există tot fel de variante de combinare. Aici avem diverse codificări pentru fiecare stare în parte, da? Metoda de alegere a combinațiilor de valori pentru diferite stări se numește asignarea stărilor și se face după anumite reguli. Practic, joacă un rol extrem de important. Am văzut chestia asta în momentul în care v-am prezentat funcții incomplet specificate, în care v-am arătat că dacă eram lăsat să aleg codificarea stărilor, codificarea lunilor așa cum doream, se obținea o minimizare mult mai simplă decât situația în care a trebuit să codificăm fiecare lună prin codul binar corespunzător lunii respective. Mai țineți minte? Da. Bun. Deci din cauza asta, asignarea asta a stărilor este extrem de importantă, pentru că în funcție de cum, ce coduri dăm stărilor respective, ulterior vom avea în implementare dificultăți mai mari sau mai mici. În general, mai întâi știm funcționalitatea aparatului, adică stările pe care le vom folosi și succesiunea sau înlănțuirea acestor stări. După care ne alegem variabilele de stare pe baza numărului de stări și odată ce am ales variabilele de stare, trebuie să realizăm asignarea lor. Deci, cu alte cuvinte, fiecare stări să-i dăm câte un cod. Există întrebări sau continuăm cu clasificarea în funcție de natura semnalelor de ieșire?
Bun. Există, în funcție de natura semnalelor de ieșire, circuite de tip mili sau circuite de tip mur. La automatul de tip mili, evoluția tranzițiilor interne de stare, cât și secvența ieșirilor, sunt univoc determinate dacă se specifică starea inițială a automatului și secvența de impulsuri de intrare, în timp ce la circuitul de tip mur, ieșirile sunt obținute printr-un set de funcții ce depind exclusiv de stare. Deci ieșirile depind doar de stări. Sunt generate în momentul în care s-a ajuns într-o anumită stare. Pe de altă parte, înlănțuirea de stări depinde pe de o parte de stările anterioare, iar pe de altă parte de intrări. Dar asta e principala diferență. La mur, stările se generează după ce am ajuns în stare, în timp ce la mili, ieșirile se generează în timpul tranziției între stări. Deci, practic, ieșirea se generează înainte să ajung în stare. Drept urmare, într-unul dintre cazuri, ieșirea depinde doar de starea respectivă, în cazul circuitelor de tip mur, în timp ce la circuitele de tip mili, având în vedere că ele sunt generate în timpul tranziției, depind de factorii de care depinde și tranziția. Deci de starea anterioară și de intrarea de la momentul respectiv de timp. Structura pe care v-am făcut-o mai devreme era chiar structura de la un automat de tip mili. Și practic, eu aveam așa, am spus atunci care sunt intrările, care sunt ieșirile, care sunt variabilele de stare, deci x-urile. Și acum se pune problema la celelalte două elemente din quintuplu. Funcția f și funcția g. Unde sunt ele realizate? Păi ele sunt realizate aici, în structura asta logică combinațională. Și practic, f-ul îmi reprezintă ieșirea și vedeți că ieșirea este din astea două, deci practic este o combinație atât a intrărilor cât și a variabilelor de stare. Deci în cazul lui mili, ieșirea este o funcție de u de t și x de t. Iar starea următoare, ăsta este g-ul, iar starea următoare, adică f-ul, reprezintă o funcție care depinde, iarăși, este tot din circuitul ăsta combinațional, dar din nou vedem că depinde și de u și de x. Deci este o funcție care depinde de u de t și de x de t. Dacă redesenăm circuitul, practic, am pus automatul ăsta de memorie în linie cu structura logică combinațională. Ieșirea asta am scos-o direct de aici, din logica combinațională, iar rezultatul din automatul de memorie, practic chestia asta, vedem că se întoarce înapoi la intrare. Da? Deci, practic, aceasta este reacția de care v-am spus. Da? Vedeți că o parte din ieșire se întoarce la intrare. Asta este ieșirea. Vedem că ieșirea depinde pe de o parte de u, iar pe de altă parte de x de t. Da? Deci vedem că depinde de amândouă. Și tot de amândouă depinde și funcția, starea următoare, funcția de generare a stării următoare, funcția de tranziție, pentru că în intrarea automatului este ieșirea din acest SLC care depinde de u și de x. Da? Automatul de memorie nu face altceva decât să rețină pentru un interval de ceas care a fost valoarea anterioară a tuturor variabilelor de stare. Ăsta este un automat de tip mili. Acum facem automatul de tip mur. Practic vedem că structura asta de aici se menține. Da? Este asta de aici. Dar de data asta avem o mică diferență. Deci practic cele două sunt foarte similare. Vedem că pentru a genera starea următoare, deci funcția f, din nou avem o funcție atât de intrări cât și de variabile de stare anterioară, da? Deci avem funcția de x de t și u de t. Pe de altă parte, ca să generăm ieșirea, ieșirea asta vedeți că nu mai e influențată de u direct, ci este influențată doar de ieșirea din automatul de memorie. Păi din automatul meu de memorie ce mi-e? Mi-este acest x de t. Da? Deci, practic, ieșirea, funcția g, depinde doar de valoarea stării în care s-a ajuns. Ok?
redesenăm și aici și vedem că pentru a genera starea următoare avem nevoie de starea curentă și de intrări, dar pentru a genera ieșirea nu avem decât o dependență directă de starea de la momentul de timp. Da, mai țineți minte, la mili ieșirea era pe aici și nu mai aveam partea asta. Ok? Din nou se vede această buclă de reacție. Vedeți că iese de la ieșire, se întoarce. Există întrebări? Bun. Dacă nu există întrebări, trecem mai departe. Circuitele secvențiale se pot reprezenta în patru feluri, prin grafuri, prin formă algebrică, practic definim funcțiile de tranziție și de ieșire, prin tabele și prin organigrame. Până acum noi am discutat despre primele două și o să mai insistăm un pic pe variantele astea, după care o să trecem la ultimele două. Dacă avem un automat de tip mili, practic, v-am zis, avem stările sunt în cercuri, tranzițiile sunt săgețile, iar pe tranziție avem semnalul de intrare și semnalul de ieșire. Dacă asta este reprezentarea sub formă de graf, da? Dacă am vrea să reprezentăm sub formă algebrică, ar trebui mai întâi să identificăm mulțimile, care e U, care e X, care e Y. Cu ce e egal U? Mai sunteți? Da. Da. Okay. Super. Să-mi spuneți cu ce e egal U? Care e mulțimea semnalului de intrare? 1, 2, 3. Ok. Care e X? X0, 1, 2, 3. Y? Y1 și Y2. Bun, și acum mai trebuie definite funcțiile f și g, da? Funcția f era definită pe x ori u. De exemplu, f de x1 și u1 este egal cu? Y2. Ăla e g-ul. X3. X3, da? Deci, practic, funcția f este definită de ce din graful ăsta? De perechi din X cu a doua variabilă din U, adică de forma X0, U1, X0, U2. Nu. Practic, ăsta este doar domeniul. X0, U1, X0, U2 sau... Da. Dar ca să definesc funcția, trebuie funcție de domeniu egal cu domeniu. Nu? Așa se definește funcția. Am înțeles. Pe ce este definită funcția? Da, da, da. Nu. Care parte din graful ăsta îmi dă funcția f? Prin ce este reprezentată funcția f pe graf? Prin mochi? Da, prin arcele respective. Deci săgețile alea reprezintă funcția f, iar funcția g? Cu valorile y-urilor de pe acele săgeți. Exact. Deci, practic, funcția g reprezintă, este reprezentată de y-ăștia de pe aici. Observăm o chestie. Graful ăsta este incomplet specificat. De exemplu, dacă ne uităm la starea x1, având în vedere că U-ul meu este U1, U2, U3, observăm că din X1 pornesc doar două tranziții corespunzătoare lui U1, respectiv U2. Și atunci se pune problema. Ce se întâmplă în X1 dacă vine semnalul U3? Nu știm, da? Dacă circuitul meu este asincron, atunci... nici nu mă interesează ce se întâmplă acolo. Pentru că tranziția se face când apare un anumit semnal.
dacă eu zic că tranziția din X1 în X3 se face atunci când apare 1, păi dacă apare 1 se face, dacă nu apare 1 nu se face. Dacă zic că tranziția din X1 în X2 se face când apare U2, la fel, dacă apare U2 se face tranziția, dacă nu, nu. Nu mă interesează ce se întâmplă cu X3 având în vedere că nu l-am trecut acolo. Dacă apare U3 să fie sănătos, nu e nici U1, nu e nici U2, înseamnă că rămân în starea X1. Pe de altă parte, deci dacă circuitul este asincron, pot să folosesc o astfel de reprezentare simplificată. Pe de altă parte, dacă circuitul este sincron, atunci înseamnă că la fiecare moment de timp trebuie să știu absolut totul despre sistem, pentru că astea sincrone. Ați văzut că sunt momente de timp și trebuie să fac evaluarea la fiecare moment de timp pentru toate variabilele de intrare. Și atunci trebuie să știu ce se întâmplă inclusiv cu U3 în starea X1. Dacă nu vreau să se întâmple nimic, atunci tot ce am de făcut este să adaug această linie punctată cu U3 și 0, deci practic n-am nicio ieșire, dar când vine semnalul U3, tot ce trebuie să fac este să rămân în starea asta. Ok? Deci, cu alte cuvinte, dacă circuitul este asincron, pot să folosesc reprezentarea simplificată în care să nu am această tranziție. Practic, nu este nevoie să scriu combinațiile care nu fac nimic, ca să nu complic mai rău graful. Dar dacă circuitul este sincron, trebuie să definesc tot. Deci, o întrebare. Dacă circuitul ar fi fost asincron, puteam să scăpăm și de celelalte bucle, de X2, X3, de la X2, X3 și X2. Da, sigur. Ok. Dacă era asincron, puteam să nu am, de exemplu, bucla asta. Dar vezi tu că diferența dintre bucla asta și bucla asta este faptul că ieșirea la asta este 0, deci nu mă interesează, în timp ce la asta este 1, este Y1, deci practic nu puteam să renunț la această buclă, de exemplu, pentru că bucla asta trebuie să-mi genereze ceva la ieșire. Înțelegi? Deci ceva se întâmplă acolo. Dacă nu se întâmplă nimic, deci dacă aveam, de exemplu, aici în loc să am Y1, aveam 0, într-adevăr, puteam să renunț la ea. Dar dacă se generează ieșirea, ieșirile astea sunt foarte importante și trebuie să mențin. E clar? Mulțumesc. Da. Bun. Am și o întrebare. Am zis că X1-U3 e nespecificat. Contează direcția arcilor? Adică X1-U1, de exemplu, e și el nespecificat? Sau se consideră că îl știm? Stai un pic să șterg toate astea. Deci, tu ai zis așa. X1-U3 este nespecificat. Da. Pentru că asta nu apărea deloc. Asta cu... Și întrebai despre X1 U1 dacă este specificat sau nu. Da. Pentru că arcul din mijloc duce înspre X3. Contează. Nu știu exact ce specifică direcția arcelor. Direcția arcelor specifică din ce stare plec și în ce stare ajung. Deci, arcul ăsta direcționat așa îmi spune că plec din X1 cu semnalul 1 și ajung în X3. Dacă e invers, uite cum e ăsta de jos, da? Îmi spune că plec din X3 cu semnalul U2 și mă duc în X1. Deci e foarte importantă direcționalitatea pentru că îmi spune care este, deci aici este F de X1 și U1, iar în partea alta este F de X3 și U2. Da? Ăsta este X3, iar ăsta este X1. Și e clar? Aici asta da, și practic nu există pe graficul ăsta, nu e nicio ieșire sau... Păi toate sunt ieșiri, în afară de ăsta care e 0, asta e ieșire, asta e ieșire, asta e ieșire, asta e ieșire și așa mai departe, toate sunt ieșiri. A, deci practic se mută în următoarea stare și dă și ca pe măsura acestei mutări. Deci se mută în starea următoare, iar pe măsura acestei mutări, tranziții, spunem noi, va genera la ieșire această ieșire pe care am încercuit-o eu.
Ah, ok, da. Și ieșirile sunt funcțiile cu G, nu? Da, ieșirea e funcția cu G. Funcția G dă ieșirea. Practic, dintr-un circuit ăsta, ieșirile sunt cele mai importante, pentru că circuitul meu trebuie să treacă... Uite, gândiți-vă la circuitul de la coffee maker, da? De la expresor. Practic, ieșirea îmi spune, acum torni apă, acum torni cafea, acum maci în cafeaua. Deci astea sunt ieșirile. Sunt, nu știu, comenzi pe care le dau altor aparate. Și din cauza asta, ieșirile astea sunt al dracu de importante. E clar? Da. Practic, G de X3 cu 2 e Y1. Imediat. Deci a întrebat G de X3 și cu 2, U2. E Y1. Da, e Y1. Asta. Am înțeles. Mulțumesc. Cu plăcere. Aveam pe slide-ul ăsta. Deci, practic, reprezentarea algebrică este reprezentată de cele trei mulțimi plus funcțiile F și G corespunzătoare fiecărui arc în parte, deci fiecărei tranziții în parte. O caracteristică importantă a automatelor ăstora de tip mili este faptul că F este egal cu G. Mă rog, numărul de funcții F este egal cu numărul de funcții G. Adică ele fiind pe tranziție, câte tranziții am, atâtea ieșiri trebuie să am. Ok? Lucrul ăsta este diferit la circuitul de tip Moore și o să vedem imediat. Înainte de asta, hai să vedem ce s-ar întâmpla. Eu am spus de la început că dacă am un circuit și se dă starea inițială și o secvență de intrări, atunci știu exact care este funcționalitatea automatului. Deci, cu alte cuvinte, știu exact care o să fie secvența de stări prin care trece automatul și care o să fie secvența de ieșiri. Și hai să vedem cum se face chestia asta. Sunt în stare X0 și primesc semnalul U2. Unde mă duc? X1. Și care este ieșirea? Y2. Bun. Am ajuns în X1. Primesc semnalul U1. Unde mă duc? În X3. Și ieșirea? Y2. Ups. Sunt în X3 și primesc semnalul U2. Unde mă duc? Apoi X1. Cu ieșirea? Y1. Există întrebări? Sunt în X1, primesc U2. Unde mă duc? În X2. Cu ieșirea? Y1. Sunt în X2, primesc cu 2. Unde mă duc? În X2. Cu ieșirea? Y2. Sunt în X2, primesc cu 1. Mă duc în? X3. Cu ieșirea? Y1. Sunt în X3, primesc cu 1. X3. Cu ieșirea? Y1. Și tot așa. E clar? Există întrebări? La lucrarea 2... Unul dintre subiecte va fi să construiți un automat de genul ăsta și o să vă învățăm la laborator cum se construiește aparatul și după aia să-l aplicați pe o serie de intrări de genul ăsta astfel încât să-mi găsiți secvența de stări și secvența de ieșiri. Este clar? Da. Bun. Mergem mai departe. Automatul de tip Moore. Reprezentarea prin graf se face în felul ăsta. V-am spus că ieșirea la astfel de aparate este înglobată în stare, deci practic nu se generează ieșire decât după ce am ajuns în starea respectivă. Drept urmare, pe tranziții nu mai apare decât condiția ca să fac tranziția respectivă. Adică din X1 ca să ajung în X2 am nevoie de 1, iar dacă în X1 îmi vine U2 mă duc în X3. Ok? Practic aici avem un anumit număr de funcții
de tranziție, care depinde de numărul de semnale de intrare și de cardinalul stărilor. Și avem niște funcții G care îmi spun ieșirile, dar care nu mai depind decât de stare. Vedeți, dacă avem N stări, automat o să avem și N funcții G. Pentru că ieșirea nu se generează decât în stare. Da? În stare X1 se generează ieșirea Y1, în X2 Y2, în X3 Y2, iar în X4 Y1. Aici caracteristica pentru automatele de tip Moore este că numărul de funcții F este diferit de numărul de funcții G și este egal cu numărul de stări. Da? Deci la Mealy numărul de funcții F egal cu numărul de funcții G, la Moore numărul de funcții G este egal cu numărul de stări. Există întrebări? Având în vedere că sunt două tipuri de automate, Mealy și Moore, trebuie să vedem cum facem conversia unui automat dintr-un tip în celălalt tip. Și există o conversie mai simplă din Moore în Mealy și există o conversie mai complicată din Mealy în Moore. Prima dată o să discutăm despre cea din Moore în Mealy. Practic se asociază fiecare tranziție din automatul Moore ieșirea corespunzătoare stării la care duce tranziția. Deci cu alte cuvinte, dacă avem o tranziție de genul ăsta, da? Să zicem că mă duc din X1 în X2 fiindcă am primit semnalul 1. Eu ar trebui să, pentru circuitul Moore, când ajung în X2, ar trebui să generez această ieșire Y2. Dar la Mealy, ieșirea asta trebuie generată pe parcursul tranziției, deci trebuie trecut aici. Deci, cu alte cuvinte, ca să transform din Moore în Mealy, tot ce am de făcut este ca ieșirea din starea țintă să fie copiată pe tranziție. Da? Deci, de exemplu, dacă vreau să fac tranziția din X3 în X4, ce scriu aici? Y1, da? Deci e simplu asta. Mai insistăm pe ea sau trecem la cealaltă, care e un pic mai complexă? E ok asta. Invers. Având în vedere că la circuitul de tip Moore se generează o singură ieșire în fiecare stare în parte, este posibil să am situații, uite cum aveam și aici, în care să-mi intre într-o anumită stare valori diferite. Aici n-are cum pentru că am obținut miliul ăsta din Moore și atunci în fiecare stare de genul ăsta îmi intră aceeași ieșire. Dar într-un circuit Mealy normal, care nu e generat din circuitul Moore, ar putea să-mi intre în acea stare valori diferite. Uite cum se întâmplă aici. Da? Dacă ne uităm la starea X2, pe de-o parte îmi intră acest Y1, iar pe de altă parte îmi intră acest Y2. Dar eu nu pot în X2 să generez și Y1 și Y2. Ok? Ori îl generez pe unul, ori îl generez pe ălalt. Și atunci, practic, din cauza că eu nu pot să generez decât ori una dintre ieșiri, ori pe cealaltă, înseamnă că această stare trebuie de fapt să fie spartă în două stări. Una în care se genereze Y1, iar alta în care se genereze Y2. Și atunci, se înlocuiește fiecare stare a automatului cu atâtea stări câte ieșiri diferite sunt asociate tranzițiilor care intră în această stare. De exemplu, în X1, ce intră? Doar Y2. Deci ăsta rămâne pe loc. Ăsta rămâne pe loc, da? Pe de altă parte, în X2, tocmai am văzut că intră și Y1 și Y2, deci trebuie să-l spargem. În X3, ce se întâmplă? Trebuie spart și el. Pentru că vedem, dacă ne uităm la funcțiile pentru X1, trebuie să vedem
practic la ce intră, da? Deci dacă în X1 intră ceva, trebuie să vedem să nu intre diferit. Deci cu alte cuvinte, X1 a zis că intră Y2, X2-ul se sparge în două, X3-ul se sparge și el în două și acum se pune problema ok. De exemplu, eu am tranziția asta. Dar eu pe X2 l-am spart în două. Unde o să ducă tranziția? De aici. Unde? În aia cu Y1. Deci se duce în aia cu Y1. Bun, ăsta a fost simplu. Dar acum, ăsta, ce fac cu el? Ia hai să-l desenez cu altă culoare. Arcul ăsta, ce se întâmplă cu el? Plecăm din ambele și ajungem în X3 respectiv, care ar fi... În care? X3 simplu. X3 supra Y1. Deci, practic, ăla cu verde se sparge în astea două, da? Sunteți de acord? Bun. Hai să le desenăm din nou. Deci, ăsta cu verde am zis că este din X2 în ăsta cu Y și ăsta. Ia ziceți, ăsta. X3-ul s-a spart și el. Ce se întâmplă? Deci, practic, e ăsta și ăsta, da? Există întrebări? Ăsta, cu MOV. Aici e și mai interesant. Am două surse, două destinații. Va fi o buclă și... Așa? Din a doua parte spre prima parte. Adică deci, practic e bucla asta și U2-ul de jos. Dar de ce nu duc și din X3 cu Y1 în X3 prim? Pentru că este Y1 și acolo este Y2 la X3 prim. Exact, din cauza că pe tranziția asta eu am Y1, deci trebuie să ajung în starea care are acest Y1. Nu am voie să ajung în starea asta pentru că aici se generează altă ieșire. Este clar? Există întrebări? Continuăm cu celelalte arce? Mai e cazul? Hai să mai facem și pe ăsta. Deci practic trebuie să trec din X2. X2-ul s-a spart. Și atunci înseamnă că trebuie să trag liniuțele și din X2 și din X2 prim. Și sunt astea. Și după aia ce mai am? Mai am pe ăsta. X1 nu s-a spart, dar trebuie să avem grijă unde ajungem. Trebuie să ajungem în Y2, deci e chestia asta. Și aia cu negru a rămas pe loc. Aveți întrebări? Nu. Bun. Hai să mergem mai departe. Două automate secvențiale se numesc echivalente dacă pentru aceeași secvență a intrărilor se obține aceeași secvență a ieșirilor și dacă starea internă a aparatelor evoluează din aceeași stare inițială. Deci, practic, dacă pleacă din același loc și primesc aceleași intrări, trebuie să ajungă în aceleași stări cu aceleași ieșiri. Până acum am discutat despre cele două reprezentări sub formă de grafuri și de formă algebrică. Acum discutăm despre reprezentarea sub formă tabelară. Pentru circuitul de tip mili, practic ar trebui să avem două tabele, una pentru funcția f și una pentru funcția g. Dar având în vedere că numărul de funcții f egal cu numărul de funcții g, putem să le suprapunem și să zicem așa. Aici avem stările, aici avem semnalele. Dacă sunt în x1 și primesc cu 1, păi ce fac? Cu x1, 1 înseamnă că mă duc în x2. Da? Deci X2 este starea următoare, iar ieșirea este cea de aici, adică Y1. Da? Dacă sunt în X3 și primesc semnalul U2, ce o să scriu?
Păi în ce stare ajung? X3. Tot în X3 și cu ieșirea Y1. Deci valoarea de aici, da? Este clar? Există vreo întrebare? Iarăși, dacă pot să fac și invers, dacă reprezint tabelar, să zic că sunt în X2, dacă primesc cu 1 mă duc în starea X1 cu Y2. Deci practic trebuie să trag o săgeată de la X2 la X1 pe care să pun 1, da? De la X2 la X1 pe care pun ieșirea Y2 și intrarea U1. Deci U1 cu Y2. E clar, da? Aveți întrebări? Bun. Dacă avem circuită de tip MUR, reprezentarea nu mai este chiar la fel. Adică avem acum tranzițiile, dar tranzițiile nu mă mai interesează decât unde ajung, pentru că știu că ieșirea depinde doar de funcția respectivă. Deci, practic, tabelul arată un pic altfel. Din nou avem ieșiri, avem avem aici stări, avem semnale de intrare și mai avem un coculană pe care este ieșirea, pentru că știm că ieșirea nu depinde decât de starea respectivă. Dacă sunt în stare X1, automat o să generez Y1. Dacă sunt în stare X3, automat o să generez Y2. Da? Și atunci, în momentul ăsta, în tabel, doar am tranziția. Sunt în stare X1, dacă îmi vine semnalul 1, mă duc în stare X2. Da? Deci, practic, de aici, cu 1, mă duc aici. Există întrebări? Nu. Trecem la ultimul tip de reprezentare, reprezentare prin organigrame. Practic, de acum încolo, doar cu ăsta o să lucrăm. Și din cauza asta ar fi bine să o înțelegeți ca să putem să lucrăm ușor pe viitor. Avem o serie de notații, notații pe care probabil că le-ați mai văzut dacă ați făcut scheme logice. Ieșirea este reprezentată prin dreptunghi. Da? Prin dreptunghi, stările sunt reprezentate prin ovaluri, tranzițiile sunt săgețile și avem blocuri de decizie care sunt reprezentate sub formă de romburi. Decizia reprezintă if-ul de la PC, de la programare. În interiorul rombului se pune variabila care îmi impune pe ce direcție să merg în organigramă și în funcție de valoarea ei, care poate să fie 0 sau 1, mă duc pe o ramură sau pe altă. Aici, la organigrame, decizia apare în mod explicit. Ea apărea și în formă grafică sau în formă tabelară, dar în formă implicită. De exemplu, dacă sunt în starea asta X3 și îmi vine X1, și îmi vine U1, mă duc în X2. Dacă îmi vine U2, mă duc în Y1. Practic ăsta este un if. Da? Ce zici? Am U1? Dacă da, mă duc în X2. Dacă nu, înseamnă că mi-a venit U2 și atunci mă duc în X3. Ok? E clar? Și acum? Având în vedere că la noi avem doar, uite, pentru aparatul de aici, avem doar semnale U1 și U2, o să considerăm, practic, sunt doar două semnale, da? Având două semnale, putem să le codificăm cu câte variabile? Cu una. Cu una. Și atunci, considerăm că avem un aparat cu o singură variabilă de intrare pe care o notăm U. Și dacă U este egal cu 1, ne referim la U1, iar dacă U egal cu 0, ne referim la U2. Da? Deci asta este convenția pe care o vom face noi. U1 reprezintă semnalul cu U egal cu 1, iar U2 reprezintă semnalul cu U egal cu 0. Câte variabile de stare avem? Hai să ne uităm din nou la circuit. Câte stări avem în circuit? 3. Câte variabile de stare? 3. 2. Nu, 2. E doar Y1 și Y2.
Nu, 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 alea sunt ieșiri. U1 și U2. Nu, alea sunt intrări. Deci avem așa, intrări. U1, U2. Ieșiri. Y1, Y2. Stări. X1, X2, X3. X1, 2 și 3. Și acum aveam regula aia. 2 la număr variabile minus 1 plus 1 mai mic sau egal cu număr de stări, care la noi e 3, mai mic sau egal cu 2 la număr de variabilă. Și acum vă întreb care este numărul de variabilă. 2. E 2. E 2. Deci, practic, putem să codificăm acest circuit cu două variabile de stare. O să le denumim Q1 și Q0. Uite, le-am denumit Q2 și Q1. Da? Și acum, dacă avem aceste două variabile de stare, Q2 și Q1, ele pot să ia valoarea 0 sau 1 și atunci trebuie să facem asignarea stărilor. Deci, cu alte cuvinte, fiecarei stări să-i dăm câte o valoare, câte o combinație de valori, câte o combinație de două valori. Da? Și atunci, prima stare, în general, se codifică cu 0, 0. Da? Asta este 0, 0 pentru că, practic, și nu 0, 0, se codifică cu 0 pentru toate variabilele de stare. De ce? Pentru că dacă ceva cumva nu merge corect, noi va trebui să resetăm calculatorul, să resetăm circuitul respectiv. Gândiți-vă la calculator, da? Dacă se blochează calculatorul, apăsăm reset și ce se întâmplă în momentul ăla? Păi, calculatorul o ia de la început, da? Deci cumva este adus în starea inițială. Cum se face chestia asta? Păi se face prin resetarea tuturor variabilelor. Adică toate variabilele sunt aduse în zero. Și atunci, din cauza asta, având în vedere că în momentul în care se restartează calculatorul ajunge în starea inițială, aia trebuie să fie starea în care toate variabilele să fie zero, pentru că așa a ajuns calculatorul acolo. Și din cauza asta, de fiecare dată când avem un circuit, starea inițială, starea din care se pleacă, este codificată cu zero pentru toate variabilele. Încercăm să construim organigrama pentru acest circuit. Sunt în X1, ce se întâmplă mai departe? Păi trebuie să mă decid dacă mă duc pe partea asta sau pe partea asta. În funcție de ce mă decid? Păi în funcție de semnalul care îmi vine, dacă îmi vine U1 sau U2. Deci din cauza asta am această decizie. Dacă U egal cu 1 înseamnă că am semnalul U1 și ce fac mai departe? Păi mă duc pe ramura de aici și ce se întâmplă? Unde ajung și ce ieșire am? Ajungem în X2 și avem ieșirea Y1. Da, dar ce avem mai întâi? X2 și după aia Y1 sau mai întâi Y1 și după aia X2? X2 și, nu, Y1 și apoi X2. Y1 și apoi X2 pentru că e circuit de tip mili. Și da, atunci la circuitele de tip mili ieșirea se generează înainte să ajung în stare. La circuitul de tip mur ieșirea se generează după stare. Deci dacă circuitul era mur, atunci astea două erau interschimbate. Da? Mai întâi aveam X2 și după aia aveam Y1. Mai departe, dacă U egal cu 0, ce se întâmplă? Se duce în X3 și ieșirea Y2. Y2 înainte de X3 sau după? Y2 înainte de X3. Bun. Sunt în X2. Ce se întâmplă mai departe? Păi poate să primească semnalul ori, U, ori 0, ori 1. Deci din nou avem decizia U. Nu. Dacă U e egal cu 1, ce se întâmplă? Se duce în X1 prin Y2. Dacă U e egal cu 0, ce se întâmplă? Se duce în X3 prin Y1. Și dacă sunt în X3 și ce se întâmplă mai departe? Din nou verific care e valoarea lui U. Dacă e 0, ce, dacă e 1, ce se întâmplă? Se duce în X2 prin Y2. Și dacă e 0? Se duce în X3 prin Y1. Felicitări, tocmai ați făcut prima organigramă. Și din nou, codificarea este 0, 0 pentru prima stare,
După care pentru următoarea pun 0,1, acolo e un 0. Și pentru x3 o să fie 1,0. Da? Acum, având în vedere că 1Q2, 1Q1, ce pot să fac este să folosesc o diagramă Carnap. Da? Deci dacă Q2 e 0, Q1 e 0, atunci înseamnă că corespunde acestei stări, pentru că asta e starea cu codificarea 0, 0. Și atunci în diagrama Carnap vedem că aici avem starea X1. Din X1 unde pot să mă duc? Păi în funcție de valoarea lui U pot să mă duc ori în X2, ori în X3. Da? Deci dacă U egal cu 0 mă duc în X3, dacă U egal cu 1 mă duc în X2. Mai departe, dacă Q e 0, Q2 e 0, Q1 e 1, înseamnă că sunt în starea asta, adică în X2. Deci dacă ne ducem la Q2 0, Q1 1, vedem că aici e X2 și din nou depind de U. Dacă U e 0, mă duc în X3, dacă U e 1, mă duc în X1. Da? Deci, practic, dependențele sunt în funcție de acest U. În fine, la ultima... 1, 0 este X3, dacă e 0, dacă U e egal cu 0, mă întorc în X3, dacă U e egal cu 1, mă duc în X2. Da? Acum, observăm că aici este o liniuță, liniuța asta se mai poate să o găsiți sub formă de min, de steluță sau de semn de întrebare. Practic, este o zonă redundantă, codificarea aia nu există și mâine când o să facem continuarea cursului, o să vedem că o să o luăm cum ne convine mai tare în vederea minimizării circuitului și implementării. Trecerea de la o stare la alta este condiționată de variabila externă U și din cauza asta am trecut-o în fiecare pătrățică din organigram. Acesta a fost cursul de azi. Există întrebări? Aveți nelămuriri, probleme? V-am făcut pe Moodle formular de upload pentru lucrare. Săptămâna asta v-am spus, dați lucrarea 1. După lucrare va trebui să uploadați pozele pe care... Lucrarea se dă pe hârtie, deci voi veți scrie pe hârtie, iar la sfârșit veți uploada pozele corespunzătoare hârtiilor respective. V-am pus în interiorul Moodle-ului un tutorial despre cum puteți să faceți asta cu una dintre aplicațiile găsite de asistenți. Asistenții mi s-au plâns că pentru a face pozele trebuie să închizi o groază de reclame. Dacă știți vreo altă aplicație care să fie mai ușor de utilizat decât cea la care v-am făcut noi un tutorial, feel free to use it. Adică simple scanner aia, dacă stingi internetul, nu ți apare reclamă, nimic. Făcut poze, aprins după internet. Dacă, repet, dacă noi v-am pus tutorialul de la o aplicație, habar n-am ce aplicație, că nu m-am uitat. Dacă aveți alte aplicații cu care vă merge mai bine sau sunteți familiarizați, nu este niciun fel de problemă. Folosiți acele aplicații și faceți pozele, uploadați-le, tot ce trebuie. Dacă nu sunteți familiarizați cu așa ceva, uitați-vă la tutorialul respectiv, astfel încât să aveți o idee ce trebuie să faceți înainte să intrați în lucrare, ca să nu pierdeți timp cu chestia asta. Ok? La final trebuie să fie PDF? La final trebuie să uploadați un PDF sau... JPG sau ce acceptă mai Moodle-ul, acceptă mai multe variante. Robert, am văzut mesajul tău că îți dă un giga de cloud, dar problema e cum faci să ajungă lucrarea ta în cloud. Dar până la urmă, voi trebuie să o uploadați pe Moodle, în formularul corespunzător lucrării 1. A, nu, deci, era practic... mai importantă partea cu reclamele. Din ce am înțeles de la asistenți, dar nu știu sigur, practic tu, ca să faci pozele alea, eu făceam în felul următor, făceam cu telefonul pozele, după care având pozele respective, intram pe un PDF merge sau ceva de genul ăsta
și transformam pozele respective într-un singur PDF și iar chestia asta se realiza online. Din momentul în care apărea PDF-ul în telefon, puteam să folosesc, de exemplu, web.whatsapp sau să-mi trimit PDF-ul pe mail sau să-l abloadez direct în Moodle și atunci ajungea lucrarea acolo unde trebuie. Dacă aveți alte variante mai bune, nu e niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, puteți să faceți așa. Întrebarea lui Mohamed. Vom face testul cu dumneavoastră sau cu asistentul? Nu. Lucrarea 1 se dă la laborator în cadrul laboratorului. Deci, practic, săptămâna asta, o oră, mă rog, 40 de minute, o să aveți lucrarea, iar după aceea veți face laboratorul fizic care se făcea pe vremuri în facultate. Ok? Am și o întrebare. Vă rog, pe rând. Spune-te și după aia zic eu. Am întrebat un coleg al meu, laborantul nostru, și am întrebat de primul subiect, unde trebuie să implementăm cu porți NAND. Și am înțeles că pe lângă porți NAND ar trebui să facem implementarea și fără porți NAND, adică folosim celelalte, OR, AND, NOT, adevărat? Nu, numai NAND. Deci numai NAND. La primul subiect trebuie să implementați cu porți NAND. N-aveți voie să folosiți altă poartă. Nu, că mi s-a spus să folosim și porți NAND, doar cu porți NAND, și să facem varianta și cu alte porți. Ideea e înainte de implementare. Deci înainte de implementare, funcțiile, noi o să vă dăm o funcție complexă, care nu se rezolvă într-un singur pas. Trebuie să faceți mai mulți pași de minimizare. Și atunci, după ce faceți pașii ăștia de minimizare, trebuie să scrieți care este valoarea finală a funcției. Și valoarea finală a funcției o să fie suma a funcțiilor pe care le-ați primit pe care le-ați obținut în cei 2, 3, 5 pași pe care îi faceți. După ce dacă ați implementat funcția așa cum e acum, ar trebui să o implementați cu noturi, șiuri, sauri și așa mai departe. Dar ca să ajungeți la implementarea cu NAND, trebuie să o negați de două ori și să desfaceți una dintre negări. La asta s-a referit asistentul vostru, în sensul că trebuie să apară acești pași în lucrare, adică să apară forma finală a funcției înainte de implementare cu NAND, ca fiind suma funcțiilor pe care le-ați obținut în fiecare pas în parte, după care să negați de două ori cu De Morgan și să ajungeți la implementarea cu NAND, după care când desenați circuitul, desenați-l doar cu NAND. E clar? Ok, mulțumesc. Da. Deci doar cu NAND. La subiectul ăsta. Da, la subiectul ăsta. Deci va fi, Andrei, doar NAND, nu posibil și NOR. Nu. Dacă v-am cerut NAND vă cer. Și întrebarea pe care vreau să vă pun este, ați spus că vom face mâine vom continua mâine. Da. Mâine la ce oră vom avea cursul? Aoleu, scuze. Cu voi am vineri. Ah, ok. Gata. Mă scuzați. Vineri. Cu seria ce am mâine. Am înțeles, mulțumesc. Deci vineri, când continuăm cu celălalt curs de săptămâna asta, o să vă explic ce facem mai departe cu organigramele și cu diagramele Carnap. Alte întrebări? Desenele nu trebuie să fie artistice, bănuiesc. Să se înțeleagă, dar nu artistice. Să se înțeleagă, da. Nu suntem la arhitectură. Suntem ingineri. Și se pot folosi mai mulți X, Y la început, nu? Puteți să folosiți mai mulți X, Y, puteți să folosiți culori, chiar vă recomand să folosiți culori. Putem să folosim direct X negat sau îl punem pe X și apoi îl negăm? N-aveți voie să folosiți X negat, îl puneți pe X și apoi îl negați cu NAND. Alte întrebări? Mai am o întrebare, dacă se poate. Te rog. La NAND-ul final, unde intră toate intrările, știu că poate să fie de 2, 4, 3 și da. 8. Dacă stăm să avem 6 intrări, ce facem? Lăsăm așa sau?
din punctul meu de vedere, nu o să scad că mi-a pus 6 intrări. Dar dacă aveți 6 intrări, ca să fie lucrurile corecte, luați unul dintre fire și îl mai băgați de încă 2 ori, ca să fie 8. Da, deci decât unul nu putem să luăm din 2. Aia, puteți să luați și din 2, adică okay. Aveți opțiuni. Ok, mulțumesc. Plăcere. Intrările astea erau puterele lui 2 sau multiple de 2? La NAND 2, 3, 4, 8 și 16. Ah, ok. Deci nu 6 sau 12 sau ceva. Ok, mersi. O plăcere. Mai mulți de 16 sigur n-aveți nevoie. Ok, și deci n-avem fost voie să vă folosim NOT, practic. Trebuie să negăm tot prin NAND. Da. Dacă vi se cere implementare cu NAND, păi numai NAND aveți voie să folosiți, nimic altceva. Alte întrebări? La MUX trebuie desenate toate enable-urile, nu? Da. Enable-urile fac parte din schemă. Eu, de exemplu, o să scad dacă nu desenează enable-urile la MUX. Na, nu o să scad mult, dar o să scad ca să, cum să zic eu, e foarte important acel enable. Dacă nu-l pui, nu funcționează schema. Ok? Atunci enable-ul ăla pur și simplu îl trăgeam de jos și îl duceam în fiecare MUX? Da. Ok, deci nu trebuie să mai facem noi altceva. Nu. Ok. Alte întrebări? Atunci vă mulțumesc pentru atenție, baftă la lucrare și ne revedem vineri, când o să vedem cum a fost lucrarea și pe atât dau mai departe. Săptămână ușoară. Pa, pa! Mulțumesc! La revedere!